cultura populară, tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile și tot ce ține de cultura poporului moldovenesc rămâne a fi în continuare promovat și valorificat de către generații întregi. Un exemplu în acest sens îl servește Alexandru și Sandu, doi tineri care, din dragostea pentru tezaurul moldovenesc, au lansat un proiect prin intermediul căruia și-au propus să redăie o parte din frumusețea și autenticitatea culturii naționale. Eu am învățat în școală rusă și credeam că viitorul meu este numai în Rusia. Am plecat la Moscova, am învățat acolo, am terminat universitatea la arhitect, am găsit un job bun, dar gândurile mele, sufletul meu e în Moldova. Fiecare dată când veneam acasă, gândurile că eu vreau să trăiesc în Moldova, vreau să rămân aici, vreau să fac familia aici, vreau să copiii mei să trăiesc aici, nu mă lăsau. Și eu am decis că vreau să trăiesc aici. La noi în Moldova eu cred că vinul, sticle, poama, asta e un cult. Și eu cred că asta e ideea foarte bună. Această idee ne-a venit mie și partenerul meu, Sasha. Într-o zi când am ieșit după lucru, ambii lucrăm, am avut o zi grea, am ieșit într-o seară, ne-am întâlnit și am mai discutat și ne-am coborât în beciul tatălui lui Sasha. Am văzut acolo această butelie, această sticlă frumoasă, nu știu, am rămas uimit. Eram cu gură căscată. Eram fericiți și că există așa ceva în genere. Am văzut-o prima dată la noi în țară așa ceva. Pentru a-și materializa ideea, a fost nevoie de muncă, răbdare și consecvență. Am lansat ideea noastră pe o platformă de socializare. Am inventat denumirea, am dat denumirea și am văzut că așa ceva nu mai este deloc. Dacă scrii visul pamii în această platformă, nu găsiți nimic în afară de noi, ceea ce este important. Deoarece ideea este originală, este unică, așa și denumirea trebuie să fie. Am format această pagină pe platforma de socializare și a doua zi ne-am gândit ce trebuie să facem, ce să facem în primul rând. Se postează produsul. Pe lângă parteneriatul acestora, pe Alexandru și Sandu îi leagă o prietenie frumoasă încă din copilărie. Noi cu Sandu ne cunoaștem din copilărie. Da. Ce pot să spun despre Sandu? Sandu este un prieten adevărat. Întotdeauna am încredere în dânsul. Eram sigur întotdeauna că ceva vom face împreună. Mai ales că foarte des vorbeam, discutam împreună și ideile noastre erau la fel. Adică eu începeam discuția, el o continua. Adică era ceva comun, avem ceva comun, da. Și dacă avem așa o înțelegere între noi, de ce să nu începem o chestie, o afacere, de ce nu? Svetlana Kulicetskaya este o meșteriță iscusită în mâinile căreia lutul prinde viață. Prin intermediul sculptatului, aceasta reușește să personalizeze sticlele într-o manieră cât mai originală și inedită. Iar grație talentului său, fiecare lucrare ne relatează o poveste despre cultura neamului nostru. Вот моя первая бутылка. Мне пришла в голову идея сделать подарок куму, потому что он занимается вином. И вот я сделала ему такую бутылку. Procesul de lucru implică răbdare, atenție, dibăcie, dar și o dispoziție bună. Приносят фотографию, и я начинаю работать с лицом. Rezultatul din spatele muncii este de admirat, iar mai mult de atât îi transmite celui care vizualizează lucrarea un bagaj de emoții. Datorită faptului că tinerii prețuiesc produsele și meșteșugurile populare, aceștia au creat o platformă online pentru a promova și valorifica lucrările meșterilor populari. La pasul actual, noi chiar suntem în căutare de talente prin toată Moldova. Și vrem să găsim mai mulți oameni care se ocupă cu diferite chestii, cu artizanat, cu lut, cu pictură, de ce nu, cu haine, cu sculptat, de ce nu. Avem foarte mulți oameni talentați, artizanatul e dezvoltat în Moldova, dar iarăși, cum am mai zis, el nu este promovat. Și cred că este în interes fiecărui om din această republică, fiecărui om talentat, este în interes să fie recunoscut, să fie
să fie răsplătit pentru chestia care o face și să fie cunoscut. În continuare, aceștia doresc să-și extindă echipa și să readucă emoții și zâmbete pe chipurile oamenilor grație sculptatului personalizat.